Să! Bă, vlogul ăsta începe prea devreme. Nici cafeaua asta nu s-a trezit. Ne apucăm noi la 7 și ceva de lucruri. Poveste lungă. Încercăm să o scurtăm, pe cât se poate de mult. Mai țineți minte că cu ceva timp am avut un clip în care omul a venit din Sibiu pentru o distribuție? Astăzi avem ceva mult mai exagerat de atât. Cineva vine din Austria special să repare mașina la noi pentru a doua oară. Trebuie să apară. Dragoș s-a dus să se schimbe și o să fie o zi foarte distractivă, pentru că lucrarea programată trebuia să dureze 2 zile. Noi am venit mult mai devreme la muncă ca să putem să terminăm mașina într-o zi, pentru că omul, dacă vine de la distanța asta, facem tot posibilul să ne încadrăm într-o zi. Încă o treabă, că tot și-a luat Dragoș niște jante drăguțe, oculare destul de speciale. Prietenii de la Anvelope.ro ne-au rugat să vă spunem să fiți pe fază pe Facebook-ul și pe Instagram-ul lor, o să le aveți aici jos, pentru că urmează ceva foarte, foarte, foarte tare din partea lor în perioada următoare și la final de clip un norocos o să primească un voucher în valoare de 1000 de lei. Stați până la finalul clipului. Haideți! Neata! Oh, salut, salut! Bună, Dimi! Ce ești, bă? Mai bine, tu? Da. Astăzi, Dragoș, să vă ocupă de... O mașină. Albastră. Scrie aici. Mazda. Asta. Diesel. 6. Mazda 6. Da. La care va face o schimbare de... ambreiaj. Aha. Și amortizare, față-spate. Lista nu e mare, dar... Nu, doar că ambreiajul e cu punte jos, cu ceva frumos. Mazda. Da. E nasol că e... au trecut ceva ani peste ea. E un pic cam multă rugină pe deasupra. Vedem ce rezolvăm. Vedem câte șuruburi reușim să rezolvăm. Desfacem multe acarete momentan. Că avem niște cleme de desfăcut. Desfacem furtunurile de la servo. Da, părerea lui Mizda aici de față a dat Dragoș cu o cărță ca să... A, da. Mai ungă un pic șuruburile să se desfacă. Da, păi... Tăteau. Nu e așa audă. Foarte bine spus. Foarte, foarte mai bine puțin spus. Da, e oarecum... Da, nu știu dacă neapărat normal, dar... E ceva ce întâlnești destul de des. Da, vorbeam cu Rareș acum și am zis că m-am pregătit de armat în caz de război, de ceva, la, mai ales așa, având în vedere situația de față cu rușii și așa. Și mi-am luat pistol, nu mi-am luat îmbrăcăminte și alte nebuni, mi-am luat pistol. Bine, l-ai primit? Da, l-am primit, da. M-a pregătit cineva. Și atât, da. Eu m-am speriat, am de acolo pistol, da. Și nici era în serviciu pistol. Țin, da, îl țin lângă mine aici, să fie aproape. În caz de ceva, am desfăcut și pa. Și mi-l arăt și nouă, ca să vadă și băieții cu ce armament umbli tu. E mai pe stilul vechi de cowboy de alea, știi? Revolver de alea, știi? Dar merge, faci treaba cu el. Am înțeles, da. Care ar fi prima chestie de dat jos? Unde? E cea mai complicată, mie îmi place să încep cu lucrurile complicate. Fac partea mai grea. Uh-huh. Și după aia o să mai am pe deasupra de să fac câteva chestii, dar alea nu mă coafează atât de tare. Mă interesează să dau puntea jos repede și după aia vedem ce se întâmplă. Adică cele mai mari daune ar putea să apară aici. Uh-huh.
Ce ați vrea? De ce ai schimbat ambreiaj? Da. Că pedala e ca și cum apăsai o nucă și în spatele nucii era un perete. La un moment dat pocnea ceva, plecai, dar... Da. Da, era foarte, foarte, foarte tare. Momentan nu văd nimic ciudat. Dar o să dau asta jos și o să vedem după aia. Vezi? Wow. Asta pare încins și asta merge normal, nu? Da. Pedala tare poate fi din cauza lui ăsta. Și într-adevăr se vede un pic încins. Vezi? Țac, țac, țac. De călcat nu călca bine. Da. Pare un pic încins aici. Se pleacă cu autoreglaj în interior, nu? Nu. Nu are nimic. Nu pare atât de uzat, nu, dar nu-mi place cum calcă. Vezi că și pe asta la fel. Vezi, nu calcă cum trebuie. Și cu toate astea, nu ar trebui să fie atât de tare pedala. Sunt unele care au niște arculețe pe partea cealaltă, de reglaj. Da. Și când pentru autoreglaj. Autoreglaj. Să... Din cauza asta, în timp, odată ce... Se uzează discul, adică asta, da, placa își face un autoreglaj ca să fie pedala la fel, chiar dacă uzura lui e la, nu știu, 50%. Adică n-ar trebui să simtă, știi cum se simțea pe vremuri, o cursă moartă? E, la autoreglaj nu o să mai simți cursa aia. Și sunt mai multe plăci cu autoreglaj, adică poate să fie o placă de genul unde nu se vede nimic și să aibă autoreglajul în interior, adică arcurile să fie pe interior, să nu se vadă. E, la, uite, de exemplu, la VAG, că sunt cele mai comune, l-au ales la exterior majoritatea. Se vede un arc aici, pe lateral, prins. Da, dar alea care au reglajul înăuntru și nu se vede, trebuie montate special, nu? Toate trebuie montate special. Și alea care au la vedere? Da. Uite, de exemplu, la BMW vin blocate, din ce mi-aduc aminte. Au o coroană care se pune pe soare și îl blochează. Și rămâne blocat pe punctul 0. În momentul în care ai montat tot, după ce l-ai montat, când ai scos blocajul respectiv, placa rămâne pe 0. Nu mai trebuie să-l mai reglezi tu. E, pe când la modelele care nu vin blocate, acolo trebuie să-l reglezi tu cu trusa, să-l duci în punctul 0, strângi șuruburile și după aia, când ai scos trusa specială, rămâne într-un punct zero de unde trebuie să plece. Se poate face chestia asta, că înainte nu exista și nu făcea nimeni cu aparate speciale. Bine, existau aparatele speciale, dar nu le folosea nimeni și totuși au mers. Deci trebuie avut foarte mare grijă când se apasă, să apese egal, adică strângi două filete, două, în continuu, gen să apropii placa în același timp din toate punctele, oarecum. Cam asta e ideea. Ca să rămână undeva la zero. Că dacă tu strângi doar dintr-un colț și pe aia strângi și colțul alălaltul, nu o să fie placa în punctul zero, ci na, o să fie un pic mai sus. Și o să simți ceva în neregulă. Adică o să uzezi ambreiajul prematur. Nu, mi s-a părut mie, văd sunt ceva, doamne, ăla. Nu, n-are autoare, doar. Boss, gram de vaselină are, ești nebun? Nimic, nu. Nimic. Deci nimic n-au pus aici. Păi și poate să fie strict asta? Doar 50%, dar 50% cum zicea și Dragoș, poate să fie placa distrusă, ceva cu ea. Eu zic că placa, fiind loc, oricum, fiind, nu știu. Da, da, oricum pus nou. N-are rost, dar aici... Da, aia oricum spăl și... Pus nou, făcut o revizie de spălat, da. 2 litri la timp pe listă. Da, Dumnezeu, mult sănătate! Păi și? De ce l-ai dat jos? Păi și pe aici? Da? N-are nimic. E întreg, nu? Da.
da. Uite, aici e întreg. Da, și aici. Și aici e întreg. Da. Și pe aici. Da. Foarte important și asta, pentru că poate produce un sunet extraordinar de grav. Adică poți să te gândești că, nu știu, s-a spart cutia sau că, nu știu, rulmențe din cutii fac foarte urât din cauza unui rulment de 33-40 lei. Deci de fiecare dată când se umblă la ambreiaj, dacă mașina are așa ceva, schimbat neapărat, că o să te salveze la un moment dat, o să zici că, bă, da, nu mai dau cutia jos. Sau poate o dai și îți cumperi alta din dezmembrări și de fapt era asta, cutia. Fist. Da, bling. Știi ce mai e nasol? De atât? Că nu se găsesc. Că trebuie să schimb spre altul. Da. Avem ambreiaj. Da. Original. Da, asta e o chestie care e cu cutia de Zax. A venit ambreiaj original. E original, Exedi. Încă o chestie de ținut minte. Da, e tot. Parcă tot așa scria pe ea. De, uite. Ce codul? Uite, când a dat geamul jos, e pe SKF. Adică ce e original? Ce e Zax în toată asta? Cutia. Și scrie și pe asta Zax. Și un pliculeț de vaselină. E tot de la Zax. Trage de ăsta aici. Așa. Pe carbas. Uite. Pe lampa. Mai sus, mai sus. E bine aici. Așa ceva? Hai. Gata, mă, ținem prins de ea. Cos. Uitați-o sarcii. Nu pune tot cu stână pe ea? Da.
Intercoolerul se găsește, partea nasoală e că nu se găsește... Curtunele? Da, țevile de jos, da. Pare rău pentru mine, dar na, nu o să avem timp, 100%. Spune-i și de ce? I-am zis că trebuie să dau puntea jos. Vreau distribuții, vreau curățat admisii și pentru... curățat, ca să poți dai admisia jos la asta, trebuie să dai pompa de înaltă jos și am zis că să le fac o dată cu distribuția, așa că gata, fac distribuția. Și când dai jos pompa de înaltă la asta, dai și amortizorile, așa am auzit, pe spate. Pe spate, da, neapărat, că altfel nu ajungi la curea. Păi, sincer, cred că așa o să fie, bine, nu neapărat că să fie asta logica, dar... Da, păi nu am, chiar n-am ce să fac, nu. Adică mă întind și o să fie gata mâine mașina. Și mâine nu e avantajos nici pentru noi, nici pentru el. Da. Unde se vede mai bine? Se vede mai bine aici? Că e scurt? Da. Că e scurs, da, se vede mai bine aici. Deci să... e șmecheria, de ce să duci jos greu? Să începem o mică poveste. Și anume, amortizorul ăsta are o dată o prindere aici. Ok. Și încă o prindere asemănătoare cu asta. De fapt, nu asemănătoare, identică cu asta. Sus. Pe care dacă cred că aici o să o vezi cel mai bine. Uite aici. O vezi? Fix acolo sus. Da, acolo e o prindere. Da. Într-o parte într-alta, exact da. Pe jos. Prinderea respectivă e într-o flanșă, care are un șurub aici, fix aici, unul. Așa. Al doilea aici. Așa. Și încă unul mai în interior, se vede și ăla un pic, mai dintr-un alt unghi. Trei șurube. Da. Trebuie scoasă flanșa cu tot, cu amortizor. Să fii, gen, să poți să ai acces la șurubul care trece prin boxa amortizorului. După ce ai, ca să ajungi acolo de fapt, trebuie să lași puntea cu totul în jos. Că nu ajungi la șurub, adică nu poți să tragi flanșa pe lângă brațele de la punte și chestii de genul, decât dacă lași puntea cu totul. Asta înseamnă, cred că un 2-3 ore în plus de dat jos, de pus înapoi, de... Da. E un sistem foarte ciudat. În niște locuri. Da, și încă o chestie foarte, foarte importantă. Ar fi 2-3 ore în plus dacă mașina n-ar fi ruginită. Dar având în vedere că au trecut ceva ani peste ea, eu sper să n-avem surprize, dar nu pot să exclud absolut orice chestii care poate să apară pe parcurs. Un șurub rupt sau nu se desface sau trebuie să tai ceva sau... Fie defect sau... Povestea, da. Povestea mult știută. Da, hai să terminăm. Foarte, foarte moale. Adică moale. Nu e ca și cum nu există nimic. E exact ce trebuie. Da, și nu mai împingi peretele un pic mai încolo, cum trebuia să faci până acum. Adică... Deci era din placă. Mm-hmm. Da, cel mai probabil nu s-a potrivit. Chiar dacă a fost look, a fost un defect de fabrică sau ceva s-a întâmplat, având în vedere că nu are kilometri, ar fi singura explicație. Bine, la care se mai adaugă un pic de lipsă de vaselină, se compensează
se compensează, se ajută una pe alta. Deci, placa a fost. Dânsul este domnul Liviu, proprietarul mașinii. Ziceam să vorbim câteva secunde acum la final. Ziceți-ne cum de ne-ați ales pe noi. De la câți kilometri? 1600 și aproape de 1700. Deci 3000 și ceva. Și ceva de 100, da. Cum? Cum? Datorită faptului că am ajuns să fac consumabil de mașină fiind în scrisul de anul trecut. Și total dezamăgit. Deci totul de anul ăsta. Acolo? Aici, în România. Aici, în România. Păi și afară, de ce n-ați făcut mai aproape de dumneavoastră? Ca orice român, nu? Acolo este un post, aici este altul. Am înțeles. Mă refer la mai multe lucruri, indiferent. Dar sincer, adică a rentat drumul ăsta? Din punctul ăsta de vedere mă refer. Păi la ceea ce a urmat după primele revizii și așa, inclusiv cu kitul de ambreiaj, volantă, tot absolut, s-a prefăcut toate chestiile astea de acolo. Deci a rentat... Cumpăram o mașină nouă. Deci a rentat cu tot, cu drum, cu kilometri, cu absolut, cazare, cu tot? Absolut. După al doilea service, la motorul ei, filtre consumabile care se face normal, am solicitat schimbarea păcăturilor de frână, instant plec din zona Banatului, mergeam din România până la destinație în Austria, cum prinde motorină. N-a mai fost a doua oară așa. Ce consumul m-a crescut instant, 17%. Deci, două tampă și un pic. Cu problema cu etrierele de ați venit data trecută. Când a venit, a scurs afară. Etriere blocați, mai mult de atât, până la o frână. Dacă Dumnezeu n-ar fi fost, da? Să ne păzească, cred că nu mai eram astăzi. Da. Spatele blocat și așa. Deci, lasă de dorit. De-aia v-am ales și nu numai. Da? Pentru că dacă ar fi în România, în țara asta, oameni ca voi, ar fi ideal. Da? Păi, sunteți pe care dispariți. Așa că recomand cu încredere. Mulțumim frumos! Deci, dacă 1700 de kilometri până aici, da? Cred că nu are... Ideea e că dânsul vine a doua oară la noi și când a venit prima dată a fost doar o constatare. Și ții minte când ați venit că mi-a zis Iulica, dacă nu mă înșel, a venit un domn la o constatare și a venit din Austria. Și a venit din Austria. A venit că avea un drum. Și a zis, nu, a venit la constatare. Special, și zic, nu, că avea un drum. Nu, special pentru constatare. Deci dânsul a venit data trecută special pentru constatare și nu mai știu cum am reușit în ziua aia, că am făcut noi o magie. Și s-a și reparat până la urmă, că tot ați venit, adică. Felicitări. Mulțumim mult. Și la noi mare. Mulțumim frumos. Mulțumim. După cum v-am zis la începutul clipului, băieții de la anvelope.ro au pentru voi un voucher de anvelope de 1000 de lei. Ca să participați la concurs, intrați în momentul ăsta pe pagina noastră de Instagram și o să vedeți acolo regulamentul, e super easy. Am vrut să-i zic să recondiționeze și turbina, dar nu, te-ai dat seama. Am crezut că e vreo rupeciune sau ceva. Pune-ți un intercooler să vezi că se simte. În portbagaj. Și... Așa. Tu poți să-l lavare și m-a întrebat Popale. Așa. Fiată, vine uitam la mine și zice, Popale, dacă îmi pun un intercooler la mașina mea, ce crezi trage mai tare? Eu am zis așa, pac, nu i-a venit nimic. În America e noapte. Iar i-a transformat, zic că ceva nu-i regulă. Zic, da, tu ce zici? Păi nu știu, zic, bun. Iată, cheamă-l pe fratele tău să discutăm problema asta. Și ce crezi? Problema e că fratele l-a arenjat să-l făcute... A, ăsta la... Și ăsta? Zi acum ce a făcut ăsta înainte de a vine la mine. Ce i-a zis? Ce ți-a zis fratele tău? Fratele tău, ce ți-a zis când a venit la tine? A venit la tine? Părintele, zi-mi omul la cum știi. Vrea să mai crească, să o crească în cai, să-i mai... să-i adauge putere. Și m-a întrebat ce aș putea să fac. Bă, pune un intercooler mai mare, pune ceva. Ce-a venit la mine, mă întreb? Nu știam că a făcut ăsta mișto de el. Și am tras pe pe cap și am zis, uite-și că mă pe fratele tot să văd ce părere are el. Și până la urmă mă zic, mirosea urât, de ce era făcut aranjat. Deci ai înțeles, nu? Intercoolerul îl pui lui în cap
dar la tine pui în gură ceva, așa, să tragi aer curat. Ia ai zis, că pune tot de aer sport. A, nu mă, ia țin de-l culă. Așa, nu? Eu zic, ce-o dată de câte ori m-ai întrebat pe mine, ce poți să faci la mașina aia să faci mai mulți cai? Ce ți-am zis de fiecare dată? Da, mă, uita, bă, nena, nu ai care fugă de... Zi, mă, ce ți-am zis de fiecare dată?